Scanând în continuare toată analiza ligii, întâi vedeți pe Dinamo salvându-se de la retrogradare sau bifând o nouă retrogradare după 2 ani? Nu este obiceiul meu să vorbesc despre alte echipe, dar stând în fotbal și trebuie să vorbim, știu foarte bine că lumea așteaptă părerile a fiecărui club. Eu, sincer, ce am văzut până în momentul de față, o să fie foarte greu să salveze ca să nu retrogradeze. Dar, cum am spus și adineauri, în fotbal există surprize. Acum nu știu ce achiziții poate să facă. Am văzut că a făcut o singură achiziție, dacă știu eu bine. Știu că a adus un jucător foarte important, dar la noi așa se spune că un singur iepure nu aduce fericirea. Deci vedem ce se întâmplă în săptămâna viitoare. Sincer, eu anul ăsta așa am văzut că până în momentul de față cele două echipe, cele mai slabe echipe, sunt, cum arată și clasamentul, Botoșanul și Dinamo. Dar mai e timp. Sunt 9 meciuri și după aia începe adevărata luptă. Sepsio Ișca nu a făcut nicio tranzacție, nu a dat. Veți continua pe această linie sau care este concluzia cantonamentului? Deci, eu am vorbit cu domnul Ștorc, el a spus foarte clar, nu vrea nicio achiziție până nu se termină cantonamentul din Turcia și stăm jos și vorbim. Ieri, deci penultima zi din cantonament, am stat la discuție, ne trebuie 2 jucători. Nu a zis pe ce posturi, dar ne trebuie un atacant care poate să joace și stânga și dreapta și ne trebuie un mijlocaș ofensiv, că nu mai continuăm cu junior și avem 2 locuri pe lista de 21 de jucători, lista A, cum se spune. Și începem discuțiile, începând de mâine dimineață, începem discuțiile să aducem încă 2 jucători ca să întărim și noi lotul. Mai e posibil să mai reluați discuțiile pentru Companiu? Nu, n-am discutat. Companiu e atacant pur, e noir, știm foarte bine. Noi avem Șafrancu, avem Debeiuc, avem Rondon, nu ne trebuie și al patrulea atacant, că e prea mult. Veți lua din Liga 1 sau vă uitați, scanați în străinătate? Niciodată nu asta a fost ideea noastră, că să luăm într-o singură direcție. Depinde ce putem să luăm și depinde cine vrea să vină la Sfântul Gheorghe. Știm foarte bine că nu suntem un club chiar așa de atrăgător cum e un FCSB sau CFR, unde salariile sunt la un nivel mult mai mare, dar nici nu suntem. Da, suntem acolo la mijloc. Da, noi întotdeauna am zis, noi am fost transparenți din primul minut, am zis la noi salariul maxim e 10.000 de euro și asta nu depășim orice se întâmplă. Iar să vedem ce jucători putem să aducem ca să ne încadrăm la 10.000. Poate nici atâta, poate 8.000, 7.000. Eu așa cum sunt. Nu veți depăși filozofia? Nu. Deci trebuie să fie o filozofie a fiecărui club foarte bine definit. Asta e părerea mea personală. Deci dacă faci o excepție, ai pierdut totul, fiindcă jucătorii oricum vorbesc între ei. Nu numai jucătorii, sunt colegii care trebuie să pună salariile la bancă, cum se spune. Deci și în club sunt mulți oameni care lucrează și vorbesc unii cu ceilalți. Deci nu mai există așa ceva că este un secret, că toată lumea știe ce salarii are, X, Y și așa mai departe. Și imediat se rupe lanțul prieteniei. Că dacă ai făcut o excepție, toți jucătorii o să vrea să vină să faci excepție și cu ei. Și nu se poate, fiindcă noi nu avem 10 milioane de euro în bancă ca să putem să spunem, anul ăsta facem o excepție. Nu. Noi avem o filozofie, asta e filozofia noastră, asta e bugetul nostru, atâta putem să dăm și noi trebuie să stăm între cele două, deci între cele două linii. 10.000 și să fie și jucător bun.